Bună ziua tuturor și bine ați revenit pe canalul meu, Luminița Tarot. Voi face oroscopul zilei pentru Zodia Capricorn. Zodia Capricorn, în această zi văd anumite obstacole, o schimbare, o eliberare. Veți înțelege că veți înțelege anumite lucruri, veți vedea viața cu alți ochi, veți vedea mai clar, da? Veți fi mai înțelegători, ceva va cade, ceva se va termina astăzi, vă veți da seama că trebuie să terminați cu ceva anume, vă veți da seama că e inutil să insistați pe acel proiect sau pe un anumit lucru sau cu ideile care le aveți sau proiectele care le aveți, ceva veți renunța sau va trebui să renunțați, vrut sau nevrut. Aveți grijă la sănătate, aveți grijă la drumuri, da? Văd că planificați ceva, da? Deci v-ați dat seama că e ceva, se termină, se conclude, se închide și încercați să planificați, încercați să vă gândiți ce fel să, ce anume să faceți mai departe, ce decizii să faceți, vă gândiți la progresul dumneavoastră împreună cu partenerul, e nevoie să colaborați împreună cu partenerul, e posibil ca dumneavoastră să schimbați casa sau să fie o mutare de casă, de localitate, de țară, văd aici o schimbare un pic cam profundă. Haideți să vedem și îngerii pentru Zodia Capricorn. Răspunsul la întrebarea dumneavoastră este un mare da. Deci dacă aveți o dilemă, un dubiu, o îndoială, o întrebare și nu știți, este da. Da? Deci trebuie să colaborați împreună cu persoana iubită sau cu partenerul la locul de muncă sau îmi vorbește că trebuie să luați anumite decizii în ce privește o casă, o schimbare, în ce privește planurile. Este da răspunsul la întrebarea dumneavoastră. Acestea au fost spuse, vă mulțumesc că m-ați urmărit și vă aștept data viitoare. Vă doresc o zi cât mai plăcută. La revedere!